Într-o lume a păcatului, a minciunii, într-o lume a urii, oamenii, curios lucru, vorbesc despre dragoste. Toată lumea vorbește despre dragoste. Tinerii se căsătoresc, își declară dragoste veșnică unul altuia, iar după ceva vreme sfârșesc în divorț. Mamele își strâng copiii pe care îi nasc la piept și prea mulți din acești copii cresc în orfelinate și în case pentru copii. Prietenii sunt dispuși de pe buze să facă sacrificii pline de dragoste pentru prietenii lor. Dar atunci când vine nevoia de prea multe ori, întorc spatele și sacrificiile sau dragostea rămâne o promisiune neîmplinită. Oare dragostea să fie o himeră? Sau poate dragostea să facă parte din ceea ce astăzi se numește relativism? Este dragostea un fel de orizont al ființei umane pe care omul nu-l va atinge niciodată? În lumea noastră, în lumea rasismului, în lumea decăderii morale, în lumea tulburărilor sociale, într-un mediu pervertit de anomalii sexuale, de minciună, de ură, mai poate exista dragoste adevărată? Prisma umană nu mi-oferă un răspuns potrivit la aceste întrebări. Însă eu aș vrea ca astăzi gândurile noastre să fie îndreptate către Dumnezeu și către dragostea de care Dumnezeu i-a făcut parte fiecăruia dintre noi. Dumnezeu este dragoste. Ne îndreptăm gândurile spre Cel care este în esența Lui dragoste, spre Dumnezeu, care și-a manifestat dragostea față de noi. Prima întrebare. Într-adevăr credeți că Dumnezeu îl iubește pe om? Dumnezeu într-adevăr iubește omul? Dacă stau și mă uit în jurul meu, dacă stau și mă uit în dreapta, dacă mă uit în stânga, parcă mi-este tare greu să constat că Dumnezeu îl iubește pe om. Dar, dragii mei, Scriptura spune un categoric da, Dumnezeu îl iubește pe om. Dumnezeu îl iubește pe toți oamenii. Însă, nimeni n-a văzut niciodată pe Dumnezeu. Nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu de departe să spună acesta este Dumnezeu. Nimeni nu i-a văzut chipul lui Dumnezeu. Este o blasfemie să-ți imaginezi chipul lui Dumnezeu într-o formă umană. Nimeni nu se poate lăuda cu faptul că l-a văzut pe Dumnezeu. Oamenii au văzut manifestări ale puterii lui Dumnezeu sau manifestări ale mâniei lui Dumnezeu. Oamenii au citit și citesc cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii au auzit vocea și glasul lui Dumnezeu, dar nimeni nu l-a văzut niciodată pe Dumnezeu. Curios, acest Dumnezeu pe care nu l-a văzut nimeni, de la apariția vieții pe pământ și până astăzi, acest Dumnezeu oare ne iubește pe noi oamenii? Auziți ce spune Scriptura? Cartea prorocului Ieremia, capitolul 31, versetul 3, aici Scriptura spune următorul lucru. Domnul mi se arată de departe și auziți cuvântul lui Dumnezeu. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Dragii mei, am un mare motiv de bucurie și anume că Dumnezeu mă iubește. Am un mare motiv de bucurie pentru că Dumnezeu te iubește și pe tine. Am un motiv extraordinar de exaltare, pentru că Dumnezeu ne iubește pe toți. Și atunci când treceți prin încercări, prin probleme și vi se pare că nu mai puteți beneficia de dragostea celor din jur, ridicați-vă ochii către Dumnezeu, pentru că El este întotdeauna acolo, gata să-și reverse și să-și manifeste dragostea peste fiecare dintre noi. Ce Dumnezeu iubitor avem! Ce Dumnezeu bun avem! Ce Dumnezeu extraordinar avem! Evanghelistul Ioan, în versetul care l-am afișat, vorbește despre cât de mult a iubit Dumnezeu lumea.
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și nimeni n-a reușit niciodată să clarifice ce înseamnă expresia aceasta atât de mult. Nimeni n-a reușit să facă o măsurătoare vis-a-vis de cât ne-a iubit Dumnezeu pe noi oamenii. Ce Dumnezeu mare avem! Dar dacă Dumnezeu ne iubește pe toți, permiteți-mi să ridic o a doua întrebare. Dacă Dumnezeu într-adevăr mă iubește pe mine și dacă Dumnezeu într-adevăr te iubește pe tine, atunci care e cea mai mare dovadă de iubire pe care ne-a dat-o Dumnezeu? Dacă iubești pe cineva, trebuie să-i dovedești. Dacă iubești o persoană, te străduiești, dai o dovadă de iubire. Dacă Dumnezeu într-adevăr mă iubește, care e cea mai mare dovadă de iubire, de dragoste pe care mi-a dat-o? Privesc în viața mea, priviți în viețile dumneavoastră, și observați că sunt multe dovezi ale iubirii lui Dumnezeu față de om. Suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dragii mei, nu suntem animale, nu suntem păsări, nu suntem reptile, nu suntem de o altă natură, nu facem parte dintr-un alt ren, ci suntem oameni creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta e dragostea lui Dumnezeu. E o dovadă a dragostei lui Dumnezeu față de noi. Ne-a creat Dumnezeu cu capacitate intelectuală, cu suflet, cu voință și cu o mulțime de abilități. Doar să vrei să faci ceva și poți să faci. Și toate astea sunt dovezi ale dragostei lui Dumnezeu. Suntem coroana creațiunii lui Dumnezeu. Ne-a dat Dumnezeu capacitatea de creștere, de înmulțire și de stăpânire. Toate astea deoarece ne iubește și ne iubește într-un fel desăvârșit. Soarele, stelele, luna, anotimpurile, ploaia, zăpada, aș putea continua, toate sunt dovezi clare ale dragostei pe care Dumnezeu o poartă omului. Felul în care au fost aduși în existență e un lucru extraordinar. Materie moartă în care Dumnezeu a suflat duh de viață. Dar uitați-vă la următorul lucru. Cine știe fie acela duh de viață? Sufletul omului este ceva palpabil? Este ceva ce îl poți lua dintr-un om să-l muți într-un alt om? Acolo e degetul lui Dumnezeu. Acolo e dragostea lui Dumnezeu. Când a suflat duh de viață din el, în acea materie moartă, și ne-a chemat în existență pe fiecare dintre noi. Asta e dragostea lui Dumnezeu. Ce mare dragoste are Dumnezeu pentru noi. Chiar dacă sufletul acesta ne este dat de la Dumnezeu, într-o bună zi, el se va întoarce înapoi la Dumnezeu. Sau dacă vreți să mai detaliez un pic complexitatea ființei umane, este o altă dovadă de dragoste din partea lui Dumnezeu. De câtă gingășie și dragoste a dat Dumnezeu dovadă când l-a modelat pe om din țărână. Dacă permiteți să particularizez ceva, când Dumnezeu s-a oprit asupra capului și a desenat undeva creierul și a incubat în creier toate capacitățile și abilitățile mentale și intelectuale ale omului. Trebuie să ai multă dragoste să faci așa ceva. Să pui într-o mică parte a corpului tot ce poate să creeze sau să producă un om. Sau gândiți-vă câtă dragoste a avut Dumnezeu când s-a uitat. Și acum fac un pic imaginea mai plastică, când a luat un pigment de culoare și a picurat în ochii omului pe care l-a creat sau în tenul omului pe care l-a creat. Și pe unul l-a făcut Dumnezeu cu ochii albaștri, pe altul cu ochii verzi, pe altul cu ochii negri, pe unul l-a făcut Dumnezeu mai deschis la culoare, pe altul un pic mai închis, dar toate astea sunt dovezi ale dragostei lui Dumnezeu. Lista aceasta ar putea continua, continuați dumneavoastră. David, omul lui Dumnezeu, în Psalmul 139, surprinde cu mare bucurie lucrul acesta. Gândurile lui Dumnezeu, îndreptate cu dragoste către ființa umană, sunt surprinse și de către prorocul Ieremia, în cartea lui, în capitolul 29, versetul 11. Căci eu știu, spune Domnul, gândurile care le am cu privire la voi, gânduri de pace, să vă dau un viitor, să vă dau o nădejde, spune Dumnezeu. Toate astea sunt dovezi
clare ale dragostei pe care Dumnezeu le-o poartă. Dar mai mult decât atât, mă uit în fiecare zi la ceea ce lucrăm, la lucrurile pe care, prin care ne umblăm și constat că protecția lui Dumnezeu peste noi este o dovadă extraordinară a dragostei pe care mi-o poartă Dumnezeu. Auziți ce spune Scriptura în Psalmul 122? Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Dacă nu vă supărați, dragii mei, dovezile sunt printre noi. Dar cea mai mare dovadă de iubire pe care mi-a dat-o Dumnezeu este surprinsă de Evanghelistul Ioan în capitolul 3, versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine, adică și eu și tu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aceasta este dovada supremă pe care Dumnezeu ne-a dat-o a faptului că ne iubește. Și mă întreb, ce dragoste uimitoare, ce dragoste înălțătoare, Fiul lui Dumnezeu să moară în locul meu. Eu un păcătos și un nenorocit, un om limitat din toate punctele de vedere. Să fiu luat, să fiu dat deoparte și Fiul lui Dumnezeu să moară pentru păcatele mele. Și pentru păcatele tale. Și pentru păcatele noastre, ale tuturor. Adevărată dovadă, perfectă, desăvârșită, de iubire din partea lui Dumnezeu. Incredibil. Romani, capitolul 5, versetul 8. Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a murit pentru păcatele noastre. Ești conștient de faptul că Domnul Hristos a murit pentru ca tu să devii un suflet viu? Ești conștient de faptul că Domnul Hristos, Mântuitorul nostru, a murit pentru ca să-ți ierte și să-ți șteargă toate păcatele? Doamne, fă-ne conștienți de lucrul acesta. Mă uit la Domnul Iisus Hristos, mă uit la Dumnezeu. Dragoste prin moarte, un paradox, ceva parcă nepotrivit. Dragoste prin moarte, să mor să-ți arăți dragostea. Poți să crezi că atunci când s-a născut ca un copilaș în iesle, El a acceptat lucrul acesta din dragoste pentru tine? Poți să-ți imaginezi că în 3 ani și jumătate în care a lucrat pe pământ, Domnul Iisus Hristos și-a manifestat puterea tot din dragoste pentru tine? Îți poți imagina tablul acela în care, la un moment dat, iasă pe poarta cetății, având crucea pusă în spate și acolo, în spatele lui, erau toate păcatele omenirii, din dragoste pentru mine și din dragoste pentru tine. Sau dacă ți-ai găsat mintea să-ți definească imaginea aceea de pe Calvar, de pe Golgota, în care Domnul stă răstignit cu mâinile întinse, cu glasul ridicat către cer, cerând iertare pentru fiecare dintre noi. Asta e dragoste. Asta e iubire. Nimeni nu poate pune la îndoială această dovadă supremă de dragoste pe care ne-a dat-o Dumnezeu prin Fiul Său. Hristos n-a murit ca urmare a unei erori constituționale. Hristos n-a murit ca urmare a unei erori judecătorești, ci Hristos a murit pentru ca să ne scape pe noi din păcat, din pierzare și din osândă veșnică. Am citit o legendă despre Buddha, marele întemeiator al unei religii, chiar dacă budiștii nu sunt foarte mulți astăzi în lume, jur la 200 de milioane, circulă multe legende despre omul acesta și legenda pe care am auzit-o eu este că oamenii au început să asculte învățăturile lui și să-l urmeze pe acest Buddha, deoarece într-una din zile
Omul acesta s-a dus într-o junglă să mediteze și să se roage. Dorea tare mult purificarea sufletului. Și pe când medita și se ruga acolo, a apărut o leoaică foarte înfometată. Avea după ea câțiva pui. Și legenda spune că omul acesta s-a înduioșat și a fost cuprins de un sentiment așa de mare de dragoste pentru leoaică și pentru puii ei, încât s-a dus în fața leoaicei, s-a pus acolo și leoaica l-a sfârșiat și l-a mâncat, pentru ca altfel să-și poată hrăni puii. Și oamenii au spus o adevărată dovadă de dragoste. Dar ce spuneți despre Hristos? Care nu și-a dat sângele pentru niște animale, ci și-a dat sângele pentru noi, care suntem corona creației lui Dumnezeu. Sau să vă mai spun ceva tot despre Buddha, un lucru care mă impresionează. Există o mănăstire budistă în apropiere de Shanghai și în mănăstirea aceasta sunt câteva cărți speciale, niște cărți deosebite. Ele nu sunt scrise nici cu cerneală, nici la calculator, nici trase la imprimantă, nici la indigo, ci sunt scrise cu sânge. Dar sângele acesta nu e sânge de animale, ci este sânge de om. Călugării budiști care locuiesc acolo în mănăstire scriu învățăturile lui Buddha cu sângele lor. Dar pentru că sângele are el multe săruri și din cauza aceasta, când este scris pe papirus, pe hârtie, se negrește. Pentru a nu se negrișa, rămâne roșu, ai rămâne culoarea originală, oamenii aceștia câțiva ani de zile se pregătesc și nu mănâncă nimic cu sare pentru a elimina toată sarea din organismul lor. Și apoi, după ce sunt pregătiți din punct de vedere medical, în fiecare zi își extrag o anumită cantitate de sânge și cu ea scriu învățăturile pe care învățătorul lor Buddha le-a lăsat. Cei mai mulți din acești călugări mor din cauza faptului că sângele este viață, iar dacă îl iei din organismul unui om, omul acela moare. Dar m-a impresionat faptul că oamenii aceștia sunt dispuși ca cu sângele lor să scrie anumite lucruri. Pentru noi, ca și creștini, dragii mei, Hristos și-a dat sângele și El a scris, odată pentru totdeauna, iertat prin sângele vărsat la Golgota. Asta da dovadă de iubire. Asta da dovadă de dragoste. Mă uit la, sau mai bine spus, am văzut acel film produs și regizat de Mel Gibson, în care în imagini a reușit să surprindă parțial atât suferința cât și dragostea pe care Dumnezeu a avut-o față de noi. Și a reușit acolo să pună câteva imagini care te cutremură, care fac să fie cuprins tot trupul de fiori când te uiți și vezi imaginile acelea. Dar apoi m-am întors la Scriptură. Dați-mi voie să vă spun despre unul, poate mai important decât Mel Gibson, un anume proroc al lui Dumnezeu numit Isaia, care nu în imagini, dar în cuvinte a surprins atât suferința cât și dragostea lui Dumnezeu față de noi. Isaia, capitolul 53, spune Scriptura: cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile, și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit, părăsit de oameni, un om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin ranile lui suntem tămăduiți. Și apoi, ca o concluzie, spune Isaia: Dumnezeu a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, din dragoste pentru mine, din dragoste pentru tine, din dragoste pentru familia noastră, din dragoste pentru prietenii noștri, pentru vecinii noștri, pentru toată omenirea. Din dragoste pentru om, Dumnezeu l-a zdrobit prin suferință. Pentru mine și pentru tine a murit
Domnul Iisus Hristos ca o dovadă a faptului că cerul și-a adus jertfa pentru că cei din cer, pentru că Dumnezeu ne iubește atât de mult. A treia întrebare. Dacă așa de mult mă iubește Dumnezeu, dacă așa de mult mă iubește Dumnezeu, ce câștigare omul din această dragoste extremă a lui Dumnezeu? Are omul vreun câștig? Are omul vreun beneficiu? Are omul ceva de câștigat? Are omul ceva de perspectivă în urma faptului că Dumnezeu ne-a iubit și ne iubește așa de mult? Efectele morții Domnului Iisus Hristos și a învierii Lui cuprind atât viața terestră, dar și viața veșnică. Și în urma morții și învierii Domnului Iisus Hristos, noi avem niște câștiguri extraordinare. Prin jertfa Domnului Iisus Hristos, omul a fost împăcat cu Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Noi eram vrăjmași cu Dumnezeu. Prin faptele noastre, prin trăirile noastre, prin pornirile noastre, prin atitudini, eram vrăjmași ai lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu era în Hristos și prin jertfa lui Hristos a împăcat omenirea cu sine. Prin jertfa lui Hristos, omul a fost adus la viață. Pe voi care altădată, spune epistola lui Pavel către Efeseni, erați morți în păcatele și în greșelile voastre. Dumnezeu prin Hristos v-a adus la viață. Și în Hristos Dumnezeu ne-a strămutat din împărăția întunericului în împărăția luminii, în împărăția dragostei Fiului Său. Nu cred că e foarte bine în împărăția întunericului, dar cred că e cel mai bine în împărăția dragostei Fiului lui Dumnezeu. Prin jertfa lui Hristos, omul are păcatele iertate. Isaia, capitolul 59, versetul 2. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă, ci nelegiuirile voastre, păcatele noastre, păcatele tale, pun un zid de despărțire între tine și Dumnezeu. Dar jertfa lui Hristos vine și șterge toate păcatele acestea. Jertfa lui Hristos îți aduce iertare pentru toate păcatele. Acesta este efectul morții prin dragostea Domnului Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi. Păcatul te desparte de Dumnezeu. Jertfa lui Hristos te împrietenește cu Dumnezeu. Eu cred în cel ce uită și iartă păcatul. Tu în cine crezi? Eu cred în cel ce uită și iartă păcatul. Tu în cine te încrezi? Dumnezeu te iubește. Din dragoste pentru tine l-a dat la moarte pe Fiul Său. Dumnezeu te iubește. Nu uita, Dumnezeu încă te iubește. Pregătește-te, dar să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Doamne ajută și dă-ne izbândă. Amin. Amin.